Proteste violente au avut loc la Tirana. Sediul Partidului Democrat, care se află în opoziție, a fost parte, iar manifestanții aproape că l-au devastat. Culmea, aceștia sunt simpatizanți ai partidului, dar sunt supărați că liderul lor, Sali Berisha, a fost înlăturat de la conducere. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scene demne de un adevărat război a avut loc în capitala albaneză. Înarmați cu pietre și ciocane, zeci de protestatari au atacat clădirea Partidului Democrat și au spart geamurile și ușile de securitate din metal ale sediului. Câțiva protestatari au intrat și au reușit să ajungă până la primul etaj al clădirii. Unii dintre manifestanți au folosit chiar și scări în încercarea de a ajunge până la al doilea etaj al clădirii. Cu toate acestea, nu au putut să intre în biroul președintelui partidului după ce forțele de ordine au intervenit și i-au scos afară din sediu pe manifestanți, iar afară îi așteptau tunurile de apă și gaze lacrimogene. Sali Berisha a fost exclus din partid după ce oficialii de la Washington l-au declarat persoana non grata și i-au interzis accesul în Statele Unite în urma unor acuzații de corupție. De partea cealaltă, Berisha a afirmat că oamenii voiau să transforme bunkerul lui Bașa într-o casă a libertății și a avertizat că lupta nu se va încheia aici. Ambasada Statelor Unite la Tirana și-a exprimat îngrijorarea față de tensiunile izbucnite. Comisia Europeană și mai multe ambasade europene din Albania au condamnat și ele violențele care au avut loc și au cerut ca responsabilii să fie trași la răspundere pentru faptele lor.